asemănătoare, dar mai ales într-o etapă asemănătoare a vieții, în care mamele și bunicile noastre erau încă femei tinere, necăsătorite, și în care încă viețile lor încă le aparțineau lor însele, în felul în care încă, în felul în care, în limitele în care putem vorbi că viețile noastre ne aparțin. Cumva această cronologie este, această fotografie însoțită și de o cronologie selectivă în care am ales să vorbim despre viețile celor trei bunici, care în textul pe care urmează să vi-l citim sunt Irina, Constantina și Victoria, care vor fi numite tot timpul așa, cele trei mame, Delia, Stella și Aurelia, și noi trei, Maria, Rodica și Anca. Și vom vorbi în această cronologie despre evenimente din viețile noastre, a celor nouă femei, în paralel cu evenimente, o selecție a unor evenimente istorice care se întâmplau în paralel cu, și se întâmplă în paralel cu viețile noastre. Considerăm că e interesant să vorbim despre istorie în acest fel, pornind din anii 20 până în prezent, cumva vorbind despre felul în care teoriile, în care emanciparea femeilor se întâmpla oarecum în paralel sau uneori își arunca lumina asupra vieților individuale, alteori, de fapt, aceste vieți mergeau în paralel cu ideile emancipatoare ale vremurilor, în vremuri atât de diverse, adică bunicile noastre au trăit vremuri în care pentru prima oară primeau drepturi care până atunci le fuseseră negate după 45, trăiau vremuri de o mobilitate socială de care ne bucurăm și noi, adică noi suntem moștenitoarele directe ale acestei mobilități sociale fără precedent în perioada socialistă. Mamele noastre au fost primele moștenitoare ale dreptului la educație, la muncă, dar pe de altă parte au trăit și sub spectrul maternității forțate după 66 și cumva toată această mixtură în viețile lor a avut, bineînțeles, un rol foarte important. Și apoi noi, care din nou suntem în poziția în care suntem tocmai pentru că evenimentele de după 45 s-au întâmplat, tocmai pentru că comunismul a avut loc, noi putem fi aici și vorbi, dar pe de altă parte și trăim vremurile din nou de sfârșit de lume în care pare că nimic, adică în care cumva ni se inculcă foarte puternic senzația, pe de o parte, adică sfârșitul lumii are diferite conotații, este acest sfârșit fizic al lumii în care pare ok, dacă totul dispare, care mai este, unde îți mai găsești motorul ca să schimbi ceva în viața ta și în viețile celor din jur, dar mai poate fi și, din nou, este și un sfârșit al istoriei în care ni se spune constant că toate drepturile deja au fost câștigate, că suntem într-o postură în care nu mai este nimic pentru care să lupți, adică această teorie neoliberală a drepturilor deja câștigate. Și, într-un fel, asta urmărim în diferite fațete în această cronologie care este extrem de selectivă. Și cumva încercăm să vorbim despre aceste aspecte din punctul de vedere al unei familii care nu este legată de genetică, care nu are nicio legătură, care este cumva în afara acestor norme ale legăturilor de sânge văzute ca singurele garante ale intimității și ale solidarității, și să vedem în ce fel de fapt suntem legate de istoriile mamelor și bunicilor noastre, în ce fel, de fapt, toate lucrurile acestea pe care vrem să le negăm sau vrem să ni le reapropiem, cum participă ele, de fapt, la rezistența noastră. Okay. Anii 20. În anii 20 în România, femeile nu puteau deține proprietăți, nu puteau încheia contracte, nu se puteau prezenta în instanță și nu puteau îndeplini rolul de tutore pentru copiii lor. Indiferent dacă aveau sau nu educație, femeilor le era limitat accesul la majoritatea profesiilor și, în general, munca plătită era considerată nepotrivită pentru femei. Însă, în ciuda imaginii foarte răspândite conform căreia femeile se ocupau de familie, iar bărbații munceau, într-o populație în marea ei majoritate rurală, femeile au muncit tot timpul, atâta vreme cât subsistența familiei era legată de munca în agricultură a tuturor membrilor ei.
În decenul al doilea, al secolului al 20-lea, apar sau se dezvoltă organizații feministe, a căror misiune era câștigarea sufragiului universal, obținerea drepturilor civile pentru femei, accesul la educație și la toate profesiile, combaterea prejudecăților. Atât direcțiile conservatoare, care priveau femeia ca pe o mamă națiunii, cât și direcțiile moderniste, care puneau pe primul plan câștigarea drepturilor cetățenesc pentru femei, practicau un feminism al elitelor, care ignora problemele de clasă și nu se identifica cu minorități etnice sau religioase. 1923. Este revizuită Constituția. În ciuda unor ample proteste ale feministelor, acordarea sufragiului universal este amânată și situația civilă și politică a femeii rămâne neschimbată, cu excepția unor afirmări formale a egalității dintre cele două sexe. 1925. Se naște Constantina, cea de-a cincea fiică a unei familii de 6 copii dintr-un sat din sudul țării. 1926. Se naște Irina, fiica cea mai mică dintr-o familie de 3 copii dintr-un orășel din Transilvania. 1927. Se naște Victoria, cea mai mare fată dintre cei 8 copii ai unei familii sărace dintr-un sat din nordul Moldovei. 1929. Este adoptată legea pentru organizarea administrativă conform căreia femeile primeau dreptul de a vota și de a fi alese în consiliile comunale și județene, acest drept fiind însă acordat doar dacă erau îndeplinite o serie de criterii legate de studii și de statut social, criterii care limitau mult numărul femeilor cu drept la vot. De asemenea, din cauza ideilor preconcepute ale societății cu privire la dreptul femeilor de a vota, multe dintre femeile care aveau drept de vot nu se prezentau la vot, temându-se de ironiile la care erau supuse de către electoratul masculin. Anii 30. În 1930, mai mult de jumătate din femeile din România erau analfabete, 54,5%, în timp ce mai puțin de o treime din bărbați nu știau să citească și să scrie, 30,8%. 1935. Irina merge la școala de duminică și are o intuiție a relațiilor de clasă și a ipocriziei religiei. În timp ce textele biblice studiate vorbeau despre superioritatea spiritului asupra materiei, colegele ei din familii înstărite erau în mod evident privilegiate. Victoria este retrasă de la școală după ce termină 4 clase pentru a se îngriji de frații ei mai mici și apoi pentru a fi trimisă să lucreze la o familie mai înstărită. Constantina studiază 4 clase, considerate a fi suficiente pentru viitoarea ei viață de femeie de sat. Anii 40. 1940. Este constituit Guvernul Național Legionar, un guvern de extremă dreapta, în care 15 miniștri erau numiți de către gruparea profascistă Garda de Fier. Reprezentanții ai Gărzii de Fier dețineau vicepreședinția Consiliului de Miniștri, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrărilor Publice și Comunicațiilor, Ministerul Educației Naționale, Cultelor și Artelor, Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, etc. Acest guvern a pus în practică Holocaustul evreilor și romilor. 1941. România intră în război de partea Axei. 1943. Victoria se întoarce acasă de la familia unde lucra pentru a o îngriji pe mama ei bolnavă. S-a întâlnit pe drum cu o verișoară care i-a spus bucuroasă că urmează să plece la liceu și apoi a întrebat-o și pe ea ce face. N-a putut răspunde. I-a venit să plângă și a fugit tot drumul până acasă. 1944. Irina lucrează ca și croitoreasă și în paralel face liceul. Strânge bani și își cumpără propria mașină de cusut. Ar fi vrut să-și continue studiile ca să devină învățătoare, dar pentru asta ar fi trebuit să se mute în alt oraș și nu ar mai fi putut contribui prin munca ei la veniturile familiei. Termină liceul în orașul ei. 1945. Este instaurat primul guvern procomunist, guvernul lui Petru Groza. 1946. Moare, relativ uitată, Sofia Nădejde, o figură importantă a feminismului socialist din România, jurnalistă, scriitoare și activistă, care la sfârșitul secolului al XIX-lea a militat pentru emanciparea femeilor din perspectiva luptei de clasă. 1946. Intră în vigoare legea electorală care acordă pentru prima dată în istoria României drept de vot tuturor femeilor. 1947. Monarhia este abolită și România devine republică. 1947. George Călinescu, unul dintre cei mai importanți critici literari români, scria într-un eseu: femeia e un satelit al bărbatului, acesta înfățișează centrul său. Pasiunile ei sunt strâns înfeudate instinctelor, violent practice. Femeia este fizică, bărbatul metafizic. 1948. Apare prima Constituție comunistă care proclama egalitatea deplină între bărbați și femei. 1948. Este adoptată o lege a reorganizării învățământului. Sistemul de învățământ a fost astfel conceput încât să ducă la lichidarea analfabetismului și la educarea unei forțe de muncă pregătită să răspundă cerințelor unei dezvoltări planificate rapide. Femeile au devenit beneficiarele eforturilor de educație în masă.
1948 se căsătorește Constantina. Avea 23 de ani. Mai târziu, povestea cu un fel de mândrie că nu a fost deloc îngrijorată de faptul că era încă nemăritată la o vârstă la care restul fetelor din satul ei erau căsătorite de mult. 1948. Victoria se căsătorește cu un bărbat dintr-o familie refugiată din Bucovina de Nord, anexată Uniunii Sovietice, ai cărui părinți au fost chiaburi deportați în Siberia. Victoria este mândră că s-a căsătorit cu cineva dintr-o clasă socială superioară ei, situație care ar fi fost de neconceput înainte de schimbarea regimului. 1949. Se naște Stella. Victoria decide că nu vrea să aibă alți copii. De vreme ce a crescut 7 frați mai mici, știa ce presupune viața într-o familie săracă și numeroasă. 1950. Irina se căsătorește. Renunță la meseria ei de contabilă și devine casnică. Soțul ei își dorea o soție care să-i crească copiii și să-i pună în practică imaginea lui despre ce înseamnă tihna unei vieți de familie. A spus mereu că Irina i-a fost soția ideală. Anii 50. 1951. Apare titlul de mamă eroină, precum și ordinul Gloria Maternă și medalia maternității, acordate mamelor cu mulți copii. 1953. Se naște Delia, se naște Aurelia. Victoria continuă să trăiască în sărăcie. Soțul ei nu era primit să lucreze pe șantierele nou deschise, era persecutat pentru originea lui socială. Chiar dacă se măritase cu cineva dintr-o clasă socială superioară ei, Victoria nu putea să-și depășească condiția. Constantina și soțul ei aveau suficient pământ pentru standardele de atunci, dar în condițiile în care procesul de colectivizare începuse deja, să ai pământ era o povară, atâta vreme cât în funcție de pământul deținut se plăteau cotele la colectiv. 1954. Deși avea deja 2 copii, la presiunile familiei, Irina și soțul ei se căsătoresc religios pe ascuns. Soțul Irinei lucra în armată și ar fi avut probleme la serviciu dacă s-ar fi aflat că s-a căsătorit religios. Irina s-a referit mereu cu ironie la nunta ei. 1957. Uniunea Femeilor Democrate din România, nume prin care era cunoscută mișcarea de femei, a fost rebotezată Consiliul Național al Femeilor și trecută sub controlul direct al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Femeile care au activat în primii ani ai Consiliului au contribuit la emanciparea femeilor prin eradicarea analfabetismului, prin integrarea femeilor în câmpul muncii, etc., convingerile lor personale, potrivindu-se cu programul partidului. 1957. Este legalizat avortul, în conformitate cu logica noilor strategii de dezvoltare. Pentru a-și îndeplini programul de transformare socială radicală, guvernul comunist trebuia să scoată femeile din rolul lor tradițional legat strict de familie și de spațiul privat și să le transforme în persoane mobile capabile să se integreze în forța de muncă. Totuși, rolul bărbaților nu a fost schimbat, femeile rămânând în continuare singurele responsabile pentru muncile casnice și de îngrijire. De asemenea, și în cadrul mai larg al diviziunii muncii, femeile erau preponderent angajate în industria ușoară sau în învățământ, sănătate, cultură și contabilitate și de obicei dețineau funcții inferioare, pe când bărbații erau preponderent angajați în sectoarele cheie ale industriei socialiste, industria grea, securitatea statului și dețineau funcții de conducere în număr mai mare decât femeile. Constantina are 3 copii într-un decurs de 4 ani. Anii 60. 1960. Sora mai mare a Constantinei, Ioana, singura din familie care s-a mutat la oraș și nu s-a căsătorit în sat, a făcut pentru copiii din sat un brad de Crăciun și o tombolă cu cadouri. În contradicție cu viața lor aspră și austeră, o viață de muncă și preocupări practice, copiii Constantinei își vor aminti mereu de gestul mătușilor. 1963. Stella se duce singură în comuna vecină ca să se înscrie la liceu. Victoria a privit gestul ei cu indiferență. 1966. Are loc ședința Consiliului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ședință în cadrul căreia se hotărăște interzicerea întreruperii sarcinii și limitarea divorțurilor, invocându-se argumente privind dereconsolidarea familiei și etica comunistă. La ședință erau prezenți exclusiv bărbați. Ca urmare a acestei decizii, în intervalul 1966-1989 au murit, conform statisticilor oficiale, 9452 de femei. Numărul real este de fapt mai mare, medicii primind indicația ca în caz de deces să fie trecute complicațiile finale, cel mai adesea blocaj renal sau septicemie. 1968. Mamele beneficiau de un concediu de maternitate de 112 zile. După expirarea acestora, femeile puteau lucra cu un program redus de 6 ore pe zi în loc de 8. Tații nu aveau dreptul la concediu de paternitate, ei nu puteau înlocui mamele la îngrijirea copilului. Soțul Victoriei lucrează pe șantiere în altă zonă a țării. Deși Victoria nu vrea să-și părăsească viața de la sat, totuși când soțul ei are nevoie de îngrijire, se mută temporar împreună cu el. 1968. Stella se angajează la oraș.
cumpără din primul ei salariu un aparat de fotografiat Lubitel, un gest socotit de către părinții ei ca fiind foarte excentric și nepractic. Niciunul dintre copiii Constantinei nu rămân în sat, toți pleacă să lucreze în oraș. Anii 70. 1971. Aurelia pleacă din sat să muncească pe șantier. S-a născut într-un moment în care era mai ușor să te desprinzi de sat. Pământurile fuseseră colectivizate, singura posibilitate de a lucra rămânând în nou ridicatele șantiere, fabrici și uzine care împânzeau țara. A fost muncitoare necalificată și apoi electriciană în timp ce era studentă la Seral. A fost singura persoană cu studii superioare dintre frații ei. Pe șantier se întâlnește cu viitorul ei soț, cu care va avea 3 copii. Soțul Aureliei a lucrat ca electrician toată viața. 1974. Sunt publicate instrucțiunile de aplicare a decretului 770 pe 1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii pentru rezolvarea avortului incomplet și îmbunătățirea asistenței medicale de obstetrică ginecologie. Document în care se stipula că bianual sau anual toate femeile din fabricile și instituțiile cu un procentaj mare de femei angajate să fie supuse unor examene ginecologice. Scopul acestor examene ginecologice era depistarea timpurie a sarcinilor, astfel încât femeile să nu mai poată recurge la avorturi ilegale, cât și tratarea femeilor sterile pentru a se asigura o natalitate ridicată. 1974. Se desfășoară la București Conferința Mondială a Populației. La deschiderea conferinței, Nicolae Ceaușescu și-a făcut cunoscute public strategiile demografice. Acestea au fost întâmpinate favorabil de țările occidentale, deoarece păreau conforme intereselor internaționale, Ceaușescu accentuând relația dintre controlul populației și strategiile de dezvoltare, pe cum și dreptul la autodeterminare, în contextul în care acest drept la autodeterminare era raportat la politica antisovietică a lui Ceaușescu. 1975. Stella își întâlnește viitorul soț într-o delegație, se căsătoresc și se mută în orașul lui. 1975. Delia intră la facultate și se mută la Cluj. Pentru o perioadă, Irina visează în fiecare noapte că sora ei a plecat la facultate și ea a fost lăsată în urmă. 1976. Delia se căsătorește. Notează în jurnalul ei că de acum poate să înfrunte lumea întreagă pentru că nu mai este singură. 1976. Se naște Maria. 1977. Se naște Anca. Tatăl ei și-ar fi dorit ca Delia să întrerupă facultatea și să devină casnică. 1977. Se naște Rodica. 1977 era stipulat prin lege că toate persoanele care împliniseră 25 de ani și nu aveau copii, indiferent de statutul marital, erau obligate să plătească o taxă lunară. Irina o crește pe Anca. Mai târziu Irina spunea că viața ei a fost mereu așteptare. Aștepta să se mărite, apoi să-i se nască copiii, apoi să-i crească copiii și să plece la facultate și să înceapă o perioadă în care viața ei e doar a ei. Dar s-a oferit să o ajute pe Delia și să amâne din nou ca viața adevărată să înceapă. 1978. Anca este botezată la o biserică ortodoxă din motive naționaliste, chiar dacă Delia și Irina erau indiferente la problemele religioase. Tatăl Anca este evreu, iar Delia și familia ei au vrut să o îndepărteze pe Anca cât mai mult de această identitate. 1978. Delia divorțează și se mută la Timișoara, unde este repartizată ca profesoară. Refuză să mai țină vreodată legătura cu tatăl Ancăi. 1978. Moare soțul Victoriei. Victoria nu se mai recăsătorește. Copiii Stelei își vor petrece toate vacanțele de vară cu ea. Anii 80. Chiar dacă lucrează la serviciu tot atâta ore cât soțul ei, Aurelia este exclusiv responsabilă de muncile casnice și de creșterea celor 3 copii, ia toate deciziile în ceea ce privește organizarea familiei și rezolvă toate problemele administrative. Stella lucrează într-o fabrică, într-o funcție administrativă. Este apreciată la serviciu pentru eficiența ei, este serioasă, practică și sigură pe ea, în contrast cu atitudinea ei supusă, timidă și îndatoritoare față de soțul ei și de părinții acestuia. Rodica o admiră mult pe mătușa ei, care nu era căsătorită și care nu avea copii, și care, în contrast cu Aurelia, avea control asupra propriei ei vieți. Restul familiei însă ar fi vrut să o vadă măritată. Constantina crește copiii Aureliei până când aceștia merg la școală. 1987. Delia divorțează pentru a doua oară. Revoltele și luptele care au loc între 16 și 22 decembrie 1989, în special la Timișoara și București, duc la prăbușirea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Stella a fost printre cei cele care au ieșit în stradă. Anii 90. Prețul tranziției de la economia planificată la economia de piață a fost plătit în special de către femei. Sistemul socialist a acordat prioritate industriei grele, unde lucrau în special bărbați. În perioada de tranziție au fost acordate de la bugetul de stat subvenții, mai ales pentru ramurile industriale, unde lucrau preponderent bărbați, în minerit, siderurgie, construcții de mașini.
În urma reorganizării industriei socialiste, femeile lucrează mai ales în ramuri care produc PIB, iar bărbații din fosta industrie se situează majoritar în categoria consumatorilor de venituri. 1991, Rodica aude pentru prima oară fraza are peste 35 de ani, e prea bătrână, cine să o mai angajeze? 1992, Aurelia se îmbolnăvește de cancer la sân și este operată în 1993. Intră în pensie de boală în momentul în care fabrica la care lucra era în proces de dezmembrare. Astfel nu mai trebuie să facă față corupției care însoțește falimentarea fabricii și apoi șomajului. Mai târziu spune, mi-a dat Dumnezeu boala asta. 1993, fabrica unde lucra Stella intră în faliment forțat și Stella este disponibilizată, își găsește un alt serviciu. 1995, pentru că pensia de boală este foarte mică, Aurelia are grijă de o fetiță. Rodica își petrece toate verile la țară, ajutându-o pe Constantina și pe soțul ei să muncească pământurile care le-au fost retrocedate. 1996, Aurelia începe să aibă grijă de Constantina, căreia este tot mai greu să se descurce singură după moartea soțului. 1995, Maria și Rodica încep facultatea de arte. Deși familiile lor aveau o situație financiară modestă, aceasta nu a fost o piedică pentru decizia lor de a urma o facultate care nu oferea perspective pentru un viitor sigur. Colegele și colegii lor proveneau din medii sociale diverse. Generația lor a fost ultima în care învățământul superior era exclusiv gratuit. 1996, Anca începe facultatea de arte într-o atmosferă în care, deși numărul studentelor era mai mare decât a studenților, îi se repeta adesea că femeile nu pot deveni cu adevărat artiste, mai ales dacă aleg să aibă copii. De asemenea, exista o continuă teamă că ceea ce lucrez ar putea fi considerat prea feminin. Feminin era tot ceea ce presupunea o legătură cu viața personală, cu emoțiile, cu contextul concret în care trăia și lucra artistul, cuvânt folosit mereu la forma lui masculină. 2000-2010. Conform datelor din barometrul de gen, realizat de Institutul Gallup România, la solicitarea Fundației pentru o societate deschisă în anul 2000, la întrebarea, după părerea dumneavoastră, femeia trebuie să-și urmeze bărbatul? 78% dintre subiecți au răspuns da. La întrebarea, bărbatul este capul familiei? 83% dintre subiecți răspund da. De asemenea, 61% dintre subiecți consideră că femeia este stăpâna casei. 2000. Maria termină facultatea și se angajează ca profesoară. Deși în condițiile perioadei de tranziție ar fi fost foarte util să-și găsească un serviciu încă din timpul facultății, rata mare a șomajului făcea lucrul acesta foarte dificil. 2001. Maria, Rodica și Anca încep grupul Harta și devin prietene. Terminaseră o facultate care nu le pregătise pentru a practica arta care le interesa, o artă care să vorbească despre problemele reale ale vieții de zi cu zi, și contextul în care trăiau era încă marcat de izolare, în condițiile în care era greu să călătorești, să cunoști oameni și să vezi expoziții de artă contemporană. Încep grupul și spațiul Harta ca pe un instrument de autoeducare. 2002. Moare Constantina. 2003. Se declară prin lege egalitatea de șanse între femei și bărbați. Deși asociațiile pentru drepturile femeilor au semnalat de mai multă vreme inegalitățile existente în fapt între femeile și bărbații din România, instituțiile publice au abordat problematica egalității de gen doar în cadrul procesului de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană, îndeplinirea standardelor în acest domeniu constituind unul dintre criteriile de aderare. Rodica, Maria și Anca devin tot mai interesate de felul în care arta poate avea un rol de analiză și schimbare a realității sociale. Dacă la începutul muncilor împreună, întrebarea pe care și-o puneau era ce este arta, întrebarea care devine importantă pentru ele este care este rolul artei. 2003. Anca, Maria și Rodica organizează împreună cu prietena lor Danița un proiect numit Media Art and Gender. A fost pentru prima oară într-un context artistic, când și-au asumat public o poziție feministă, deși ideile feministe fuseseră mereu acolo ca o intuiție care își aștepta vocabularul. 2005. Deși Maria, Rodica și Anca încep să călătorească pentru a participa la expoziții internaționale și a lucra în rezidențe, ele consideră contextul din România principala sursă pentru subiectele lor. O artistă din Stockholm le-a întrebat dacă le va fi greu să se întoarcă acasă după ce se încheie rezidența lor acolo. 2007. România intră în Uniunea Europeană. 2007. Moare Irina. 2008. Rodica, Maria și Anca locuiesc împreună și se străduiesc constant să împartă cât mai echitabil atât responsabilitățile practice de zi cu zi, cât și muncile intelectuale. 2009. Maria, Rodica și Anca își câștigă existența exclusiv din proiecte artistice și trăiesc condiția contradictorie a precariatului. Granița neclară între muncă și viață, imposibilitatea de a lua decizii pe termen lung, nesiguranța ca normă. Aurelia este îngrijorată că Rodica nu are un plan de viață clar. Discuțiile la telefon se încheie mereu cu întrebarea, altceva nou? Modul indirect de a întreba dacă nu plănuiește cumva să se căsătorească și să aibă copii.
pentru că Anca, Maria și Rodica lucrează în forme și formate care sunt tot mai mult la granița dintre artă și atitudine cetățenească. O istorică de artă din Timișoara le-a întrebat: și voi mai faceți artă? 2009, moare Victoria. Stella o îngrijise în ultimii ei ani. 2010-2019. 2010, Maria, Rodica și Anca scriu textul Prietenia ca un model pentru feminism. În contextul profesiei noastre, care la fel ca orice alt domeniu, este preluat adesea de ideile despre succes și competiție, în domeniul artei, care este atât de adesea infiltrat de ideologia care face oamenii să se vadă pe ele ei înșiși însele ca fiind individe, indivizi, despărțite de nevoile, fricile și ambițiile lor, în contextul muncii culturale, care atât de adesea nu face decât să reîntărească, să legitimeze chiar structurile pe care își propune să le critique, considerăm că prietenia este o modalitate importantă de a te vedea pe tine însăți ca parte intrinsecă dintr-o realitate mai largă, să te gândești la tine însăți în legătură cu celelalte ceilalți și în felul acesta să chestionezi diviziunile și fragmentarea pe care le creează ideologia capitalistă. Considerăm că prietenia este un teritoriu al negocierii, un amestec complex de emoții, conflicte, grijă, compromis și responsabilitate față de celelalte, un puternic simbol al dorinței de a aduce împreună claritatea și corectitudinea discursurilor noastre cu acțiunile și atitudinile vieții de zi cu zi. 2010. Este dizolvată Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ca urmare a transpunerii unor directive europene. ANES fusese înființată în 2005 și a acordat în premieră competențe organizațiilor sindicale și patronale în promovarea politicii de gen și soluționarea cazurilor de discriminare. În contextul crizei financiare nu mai este necesar să se salveze aparențele de democrație. 2012. Un proiect de act normativ inițiat de doi membri ai Partidului Democrat Liberal cu sprijinul asociațiilor creștine pro-familie din România, propunea ca femeile care vor să facă un avort să fie obligate să treacă printr-o consiliere de criză. Această consiliere ar fi presupus urmărirea unor înregistrări video cu procedura medicală, cercetarea cazurilor care au condus la această decizie, examinarea ecografică a sarcinii și înmânarea unei înregistrări fotografice sau video a acesteia, explicarea riscurilor avortului și a opțiunilor post-naștere în cazul în care femeia nu are resurse financiare să crească un copil. Potrivit anunțului unei conferințe de presă în legătură cu acest proiect de lege, proponenții erau îngrijorați de, citat, declinul legat de fragilizarea familiilor sau de banalizarea avortului în contextul unei, citat din nou, lungi ieri demografice din care nu se poate ieși decât prin politici nataliste sau prin deschiderea porților către o imigrație masivă. Am încheiat citatul. 2013. Un grup de extrema dreaptă numită Naționaliști Autonomi din Timișoara a anunțat pe website-ul lor că oferă suma de 300 de lei oricărei femei rome din zona Banatului care dovedește că s-a supus unei operații de sterilizare în anul 2013. 2013. La o întâlnire cu femeile de succes organizată de revista Business Woman, Traian Băsescu, președintele României la vremea aceea, a declarat că natalitatea este o misiune pe care femeile trebuie să-și o asume, să ai copii fiind un gest patriotic. Acesta a spus, cum Dumnezeu, femeia romă, poate ține 5-6 copii, iar românca nu poate. E adevărat, ea nu este manager, femeia romă. Maria, Rodica și Anca discută constant despre condiția artei în vremurile cu atmosferă de sfârșit de lume pe care le trăiesc, despre rolul de analiză și critică pe care îl poate avea arta, dar și despre situațiile în care trebuie să-și suspende statutul de artiste și să rămână pur și simplu cetățene. 2014. Întrebată care este poziția ei în privința avortului, Monica Macovei a declarat că este în favoarea alegerii informate și conștiente a vieții. Claus Iohannis a spus că Biblia e cartea lui preferată. Gabriela Vrânceanu Firea despre Claus Iohannis în comparație cu Victor Ponta. Nu ești un om complet fără să crești un copil. 2015. Maria, Rodica și Anca nu au participat întregul an la nicio expoziție sau proiect public pentru că în toate invitațiile primite, complicitatea dintre artă și capital nu putea fi evitată sau ignorată. 2016. Maria, Rodica și Anca se străduiesc în continuare ca ruptura între ceea ce cred și ceea ce fac să fie cât mai mică. Încearcă să nu se lase copleșite de panica de a fi active și de a fi vizibile cu orice preț, care este adesea o condiție a artistei precare în neoliberalism, și să continue să pună în practică în viața lor privată și publică ideile în care cred. 2018. În urma inițiativei de extremă dreaptă, Coaliția pentru Familie, a avut loc un referendum național cu privire la definirea familiei în Constituția României. Constituția României definește familia într-un limbaj neutru în ceea ce privește genul. Inițiatorii referendumului au dorit să schimbe acest lucru într-o referire explicită la căsătorie ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.
Dacă măsura ar fi trecut, aceasta ar fi făcut neconstituțională căsătoria între persoane de același sex pe viitor. Legea statului român, care reglementează căsătoria, nu permite în punctul acesta căsătoria între persoane de același sex. Referendumul nu a trecut, deoarece participarea a fost de doar 21%, sub pragul necesar de 30%. Referendumul a condus la o coaliție între diverse grupuri religioase și de dreapta, unele dintre ele fiind anterior în opoziție, cum ar fi grupurile ortodoxe extreme și neoprotestanții, dar de asemenea s-au creat alianțe între cei care s-au opus referendumului. Organizațiile și aliații LGBTQ+, au propus o strategie de boicotare a referendumului care s-a dovedit a fi de succes. 2019. Eșecul autorităților de a-i salva viața adolescentei Alexandra Măceșanu, după ce aceasta a reușit să sune de mai multe ori la 112, a făcut și mai vizibilă indiferența pe care instituțiile statului o au pentru viețile fetelor și femeilor din România, a adus în discuție cultura violului, violența împotriva femeilor prezentă și activă în toate straturile societății, eșecul societății în ansamblu de a asigura o viață demnă și sigură tuturor fetelor și femeilor, violența inerentă a patriarhatului și a capitalismului. Iulie 2019 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată de când sunt urmărite valorile temperaturilor la nivel global. Temperaturile extrem de înalte pentru această lună a anului au micșorat în mod periculos calotele arctică și antarctică până la cote minime istorice, ce duce la creșterea nivelului oceanelor. În lunile din vara acestui an, incendii forestiere pe suprafețe imense din Siberia până în Alaska contribuie la creșterea nivelului dioxidului de carbon în atmosferă și la dezechilibru rapid în toate ecosistemele planetei. În timp ce vorbim, arde pădurea amazoniană, dezastru produs de către industria zootehnică și minieră, susținută de președintele de extremă dreaptă, Jair Bolsonaro. Și acesta este cel de-al doilea portret de grup despre care am vrea să vă vorbim astăzi. Este numit Natura din apartamentul nostru. Da, și o să fie o enumerare a tuturor ființelor care stă acolo cu numele lor complet. Multiplu. De la stânga la dreapta, de sus în jos, Epipremnum pinnatum, planta telefon, Solanum betaceum, tamarilor, roșie de copac, Syngonium podophyllum, calancea roșie, portocalie, Begonia semperflorens roșie, aloe vera, Ocimum basilicum, busuioc, Dracena marginata, Aglaonema, nebulosum, Tilantia cinea phalaenopsis, Orhidea flutre, Vresia splendens, Epipremnum pinnatum, planta telefon, Geranium sanguineum, Epiphyllum crăciunel, Begonia semperflorens, Gossypium, răsaduri de bumbac, Nankin, Erlings Green, Red Foliated White, Solanum lycopersicum, răsaduri de roșii, Orange Oxheart, negre și cherry orange, Spatiphyllum, crinul păcii, Talinium paniculatum, răsad de Julis of Opar, Tagetes lucida, răsar Mexican Mint Marigold, Sanguisorba minor, răsad sorbestrea, Chlorophyllum comosum, planta păianjen, Gossypium, răsaduri bumbac, Arkansas Greenland, Melotria scabra, răsad cu camelon, Gossypium, răsaduri bumbac, Solanum lycopersicum, răsaduri roșii, Homo sapiens sapiens, Maria Christa, Canis familiaris lulu, Homo sapiens sapiens, Rodicatache, Canis familiaris suri, Homo sapiens sapiens, Sankat Gemant, Canis familiaris cici. La sfârșitul lui 2007, am început să ne raportăm diferit la celelalte animale. A fost un moment în care am înțeles că opțiunile noastre cele mai banale din viața de zi cu zi sunt alegeri care contribuie la distrugerea sau salvarea vieții și a naturii. Am devenit vegetariene și ulterior vegane înainte să o cunoaștem pe Lulu, primul dintre câinii care trăiesc cu noi. Ulterior, cunoscându-i pe câini, împărtășind cu ei iubire, prietenie și încredere, încercând să comunicăm cu ei dincolo de barierele care despart speciile noastre, barierele artificiale ale speciismului și diferențele obiective dintre modurile noastre de percepție și expresie, ne-am cimentat și mai mult convingerea că familia noastră feministă, folosind aici această sintagmă atât la modul ei concret, cât și în sensul mai larg al solidarităților noastre, trebuie să cuprindă și persoanele non-umane. Într-un vis recurent, îmi dau seama cu groază că de fapt am mâncat-o pe Lulu. Nu am mai mâncat carne de 12 ani, dar vinovăția asta, care devine uneori simbol pentru alte lașități, pentru alte complicități nedrepte, mă urmărește încă. Ce înseamnă solidaritatea dacă nu este o solidaritate cu toate ființele? Familia noastră cuprinde și 4 persoane non-umane, cei 3 câini și o pisică. Când trăiești într-un mediu atât de apropiat cu animalele non-umane, când îi cunoști ca persoane, când înveți să le înțelegi gesturile și expresiile și să formezi cu ei o comunicare, ceea ce obții sunt bucurie, și o tristețe care e mereu acolo,
care însoțește râsul și iubirea. Când cunoști personal animalele non-umane, când le devii prietenă și sunt parte din familia ta, rămâne mereu un fundal toată durerea pentru toate celelalte persoane non-umane de pe planetă, deposedate, torturate și ucise. Acesta este prețul și aceasta este imensa recompensă a prieteniei cu persoane non-umane, conștiința nedreptății continue la care contribuim. Îți strești degetele prin blana lor, râzi din toată inima la un gest de-al lor, dar știi mereu, cu o durere care e în miezul bucuriei, că în timpul ăsta semenele lor își pierd habitatul sau își trăiesc viețile scurte și îngrozitoare în slujba capitalului. Capitalismul și-a extras dintotdeauna profitul din distrugerea vieților și a naturii. Cultura violenței în care suntem acomodate a reușit să facă invizibile dimensiunea exploatării animalelor și legătura mai largă a acestei practici cu distrugerea și exploatarea naturii, cu exploatarea oamenilor considerați resurse, a corpurilor care nu contează. Sunt deja bine documentate legăturile dintre distrugerea habitatelor pentru viața sălbatică și creșterea industrială a animalelor, dintre defrișări și agricultura bazată pe monoculturi intensive, a căror recoltă majoritară devine hrană de bază pentru animalele din ferme și dintre efectele acestor practici și sărăcirea solurilor, deșertificare, contaminarea pânzei freatice și poluarea multiplă. Atât premiza, cât și scopul final al acestor practici este profitul. În complicitățile și codependențele inerente cu capitalul în viața noastră de zi cu zi, atenția și gesturile concrete față de nedreptatea care se face animalelor non-umane este un pas foarte personal și politic, un gest individual, dar și colectiv, împotriva violenței și a capitalismului. Refuzul de a consuma corpurile și viețile animalelor non-umane în numele confortului, al respectării tradițiilor și al indiferenței este un gest politic, o parte integrantă din feminismul nostru. Am început să vedem natura altfel după ce am devenit vegane. Dar nu numai natura și asemănarea noastră cu celelalte animale, nu numai percepția unui strat de violență care ne fusese invizibil, dar și intersecțiile dintre sistemele de dominație și rolul nostru în ele, dintre puterea noastră individuală și colectivă de a opri ceea ce este nedrept, cât și urgența și dificultățile de a adresa toate aceste lucruri în același timp. Dacă aveți întrebări, putem vorbi în format. E ultima, n-a fost în poza asta, a apărut ulterior. Sunt cam amestecată, că erau răsaduri în spate, chiar acolo. Da, și... No. Cici e foarte mușcăcioasă. O cheamă Ibu. De la Bufnița, din franceză. Că era așa. Pisica nu e în poză, că poza a fost făcut. Pisica a venit în noiembrie. Și poza e făcută înainte. Da, trebuie, da. Da. Păi, putem să facem o pauză de figare, de apă, de așa. Și apoi o așteptăm pe rog.